Salutare tuturor, bine v-am găsit la un nou video Tilei și astăzi vreau să vorbim despre toate cărțile care vor primi revert la următorul patch. Până atunci vreau să vă amintesc că am greșit, trebuie să recunosc că am greșit, se pare că încă un delay se va produce la Blizzard. Expansiunea va veni pe 30 martie, nu pe 23, cum toată lumea se aștepta, așa că o să avem parte de aceste noi cărți care vor primi revert la următorul patch, care presupun eu că va veni în această marți, pentru 2 săptămâni, dacă nu mă înșel la matematica, probabil 2 săptămâni. Hai să trecem să vorbim totuși de revert cărți, despre toate de data asta, nu o să mai vorbim doar despre cele, pentru că au fost anunțate și pentru toate clasele, dar și pentru cărțile neutrale. Țineți minte, nu s-au anunțat nimic pentru Demon Hunter, pentru că este mult prea recent și au zis să bage oarecum și decurile vechi înapoi în meta. Intrăm acum să le vedem. Bun, acum ne vedem un pic mai micuți, însă vorbim despre cărți. Am vorbit despre aceste cărți, aș vrea să trec doar prin revistă foarte puțin schimbările ca să vă apară un pic mai ușor. Vorbim așa de Ancient of Lore, este schimbarea o vedeți pe ecran. Keeper of the Grove ar trebui să o vedem așa, bun. Le vedem frumos așa, Keeper of the Grove, își primește 2 HP, trecem un pic la Dino Temor Brand, el primește înapoi mana veche, Hunter's Mark este exact la fel, noi am vorbit într-un clip trecut despre aceste schimbări, trecem oarecum rapid prin ele, ca să vă fie mult mai ușor să îl recunoașteți. Schimbările acestea vor aduce oarecum mici schimbări, dar țineți minte, Hunterul nu va primi doar acest ajutor, se pare. O să vedem și la cărțile neutrale imediat. Bun, hai să vorbim despre Rogue, pentru că a primit foarte mult sustain shield, însă la Rogue este un pic mai mult îndreptat spre Wild aceste nerfuri și aceste reverturi, pentru că toate cărțile astea vor intra în Wild sau sunt deja în Wild. Hai să vorbim repede de Galakrond și a primit total revert. Acum cărțile care le va trage Galakrond vor fi 0 mana. Iar Necrim Apotecarii, despre care vorbeam noi într-un clip trecut că este un safe disenchant. Uite că Blizzard ne dă oarecum peste nas când noi deja ne gândim treaba asta. Vedem cum revine la 4 mana, însă în Wild nu știu dacă va fi jucat nici măcar acum, fiind un meta foarte agresiv, iar pe Rogue de obicei se joacă arme. Se joacă arme multe, o să vedem mai jos și Blade Fury, dar înainte de toate vrem să vedem Edwin, pentru că Edwin revine la 3 mana. Edwin a stat nerfuit, cred că 2 săptămâni sau 3, probabil 3 săptămâni cam așa dacă nu mă înșel. Este o carte rea, știm bine cât de puternic este Edwin, dar pentru că se duce în Wild, ei consideră că Edwin la 3 mana, ne dându-i nerf de atâția ani, este ok la 3 mana și pur și simplu o dat revert. Hai să vorbim acum de quest. De quest-ul de la The Caverness Below. Quest-ul vechi, îl știm, a primit foarte multe nerfuri, însă acum revine la quest-ul inițial, care înseamnă așa. Play 4 minions with the same name, rewards Crystal Core. Ce face acest Crystal Core? For the rest of the game, minions are 5-5. De obicei se juca pe Wild un gen de Shadow Step, Sonia și făceai foarte ușor acest quest. Acum se face din contră și mai ușor, pentru că există acel pirat care ne dă 2 pirați în mână care sunt același lucru și putem să facem quest-ul doar cu acel pirat plus Shadow Step și jucăm din nou. Iar Crystal Core a fost nerfuit de atâtea ori încât nici eu nu mai știu, mi se pare că de 3 ori a fost nerfuit. For the rest of the game, your minions are 5-5, înseamnă enorm. Iar probabil nu o să vedem foarte des această carte jucată. Hai să vorbim un pic și despre Paladin, care a primit doar un mic revert. Este Call of the Arms, este de la 5 mana trecută înapoi la 4 mana. Din câte am înțeles, va fi foarte jucată even Paladin pe Wild. Nu foarte bună, dar nici foarte rea. Nu știu. Și era să scăpăm esențialul. Power of Shield revine la 1 mana, însă trage din nou carte. Blizzard cred că n-a înțeles ce face acest Power of Shield când i-au dat acest buff sau nerf, cum au considerat ei, pentru că noi nu jucam Power of Shield pentru acel plus 2 HP, noi jucam acel Power of Shield pentru a trage o carte din pachet, e un filler card care de obicei early game era și ok să poți să dai pe un minion, ca după să tragi și o carte cu el. Overall, schimbări la Rogue decente, în Wild o să fie foarte interesant. Să vorbim puțin și de Blade, pentru că consider că am trecut peste el. De la 4 mana este 2 mana, în schimb face același efect. Nu mai dă în minionii, nu mai dă damage în fața adversarului, mai bine zis. Acum distrage your opponent, dă damage doar la enemy minions. Este un clear de 2 mana și a revenit la costul inițial de 2 mana, însă nu dă damage la face, adică n-au dat chiar un reward la această carte, pur și simplu i-au dat un balance. Pentru că în Wild gândiți-vă că aveți Kingsbane și aveți o grămadă de nebunii, nu este chiar atât fel de bună. Hai să trecem mai departe la următoarele clase. Avem așa, avem Shaman, care efectiv vor să bage din nou Galakrond Shaman în joc, cel puțin pentru 2 săptămâni, va fi foarte, foarte interesant. Corrupt Elementalist revine la 5 mana, o carte foarte bună pe 5. Însă pe 6 era destul de slow deja, pentru că trebuia să joci și alte chestii. Acum hai să vorbim de Dragon Pack. Revine efectiv la costul inițial, pentru că deși era la 5 mana, acel plus 2 plus 2 nu era chiar foarte bun, însă la plus 3 plus 3 erau 2 de 5-6 foarte bun și puteai să joci cartea asta de lejer, mai ales că aveai Corupt Elementalist cu coin, să zicem, și apoi dădeai Dragon Pack și avea un board destul de bun. Shamanul primește foarte mult, acest Shaman primește oarecum mult sustain, pentru că vedem și Invocation of Frost, care revine la 1 mana, n-a fost nici măcar o problemă să fie la 2 mana până acum, o să fie acum 1 mana din nou și o să fie bun. Spirit Cross, asta nu știu cât de mult este un reward, dacă țin minte, Spirit Cross a fost 2 mana dacă nu mă înșel de la început. S-ar putea să mă înșel, pentru că altfel nu am fi văzut această carte, probabil a fost 1 mana și au dat 2, nu mai țin minte când, dar probabil a fost nerfuită. Spirit Cross este o carte foarte bună, o armă foarte bună pentru Shaman, nu știu cât de mult va fi folosită în Wild, pentru că este o carte din Wild deja. Nu vreau să-mi dau cu părerea despre această carte, trecem puțin peste. Și Flame Tank Totem revine, însă un pic schimbat, la fel ca la Mana Worm. Vedem, au dat înapoi costul inițial, însă au scos un pic din puterea acesteia, au pus-o la 2 HP. Este un balance destul de ok. Hai să vedem totuși și la Warlock ce au făcut. Frenzied Rites de la 4 mana este la 3 mana. O carte drăguță, însă nu cred că o să fie foarte puternic în Galakrond Warlock. Poate o să fie bun în Wild, nu știu cum este în deck-ul de Wild și așa că nu vreau să-mi dau cu părerea. Acum urmează schimbările drăguțe pe care le vedem pe Warrior. Sire of Ryan revine la 3 mana, ceea ce înseamnă că acum dacă îl tragem cu Galakrond full, putem să jucăm în aceeași oră pe 10 mana, asta înseamnă un Born String foarte bun pentru Warrior, pe care și l-a pierdut odată cu nerful, însă este o carte foarte bună, sigur va fi jucată dacă se va juca din nou în Galakrond Warrior. Îmi place foarte mult cartea aceasta, probabil o să o vedem din nou dacă se joacă Galakrond Warrior, nu știm încă cum va fi meta, pentru că sunt foarte, foarte multe schimbări, trebuie să ținem minte treaba asta. Ok, vedem Bloodstorm Mercenary revine la 3-3, nu e o schimbare foarte mult, oricum Bloodstorm Mercenary se juca oricum la, și chiar dacă avea stats 2 plus 2, nu se juca pentru stat, se juca pentru efect. Și avem cea mai mare schimbare pe care o puteam avea până acum. Hai să ne mutăm un pic ca să vedem și această schimbare. Vedem Charge, este total schimbat, pentru că deși se numea Charge, oferea un minion să fie Rush. Nu era Charge, era Rush. Și au modificat această carte, l-au dus la 3 mana, oarecum un balance. Iar Give a Friendly Minion plus 2 atac în Charge, ceea ce înseamnă foarte, foarte mult într-un combo în momentul de față. Există un combo, acel Crab Rider de care vorbeam noi în alte videouri, acel Moloch de 2 mana, care este un Wind Fury cu 1-4. Gândiți-vă așa, putem să jucăm acel Crab Rider, putem să dăm Charge, deja avem 5 mana jucat, putem să dăm in rage și putem da Bloodstorm Mercenary, care am vorbit mai devreme, plus să mai dăm un combat de damage minions pe care noi le avem deja în standard și putem da un OTK foarte, foarte frumos. Acest Charge Card dă enable la foarte multe chestii, abia aștept să jucăm, sper să fie cât mai bună și să o vedem în decuri cât mai avem ocazie, pentru că dacă nu mă înșel, ea se duce odată cu corsetul în Wild. Hai să vorbim și de neutrale, trecem repede prin ele, însă nu sunt foarte, foarte multe schimbări aici pe care putem să le discutăm, să fie chiar interesante. Ok, trecem Dragon Queen Alextraza. Revine din nou la 0 mana, nu este o schimbare pe care o așteptam, sincer. Mi se pare o schimbare bună, dar fiind în Wild, probabil vor să forțeze să păstrăm aceste cărți, cine știe când vor reveni. Mergem la Archivist Elisiana, revine la 1 mana. Jucătorii de Wild se plâng că au fost acest debuff, însă din câte am înțeles există foarte mulți jucători în Wild care zic bravo Blizzard dintr-un motiv. În Archivist Elisiana se juca în Odd Warrior, din câte am înțeles, și dura jocul foarte mult pentru că avea acel Warrior foarte, foarte mult armură, iar când ajungea în fatigue, Archivist Elisiana îi mai dădea 10 cărți și tot așa. Nu știu cât de mult să afecteze Wild-ul această schimbare, în schimb, dacă i-ar fi să jucăm din nou un turneu, nu mi-ar place să văd această carte în deck. E de departe o carte făcută ciudat în prima fază, pentru că textul a fost lăsat la interpretări și avea un alt efect până la urmă. Hai să trecem totuși peste și mergem la Bonmer. Bonmer revine la 7 mana, este o carte care se juca foarte mult în agro, pentru că puteai să faci tempo ușor early game și când pe 7, să zicem, jucai Bonmer care îți dădea un minion, plus buff, plus tot de face și câștigai jocul, să zicem așa. Bun, Bonmer o să fie o carte foarte jucată. Hai să vorbim totuși și de restul. Trecem direct la Albatros. Mergi la Bedlug Albatros. Revine la 3 mana, nimic de discutat. Au dat un revert mic, doar ca să dea revert din câte cred eu. Bun, hai să vedem la Frenzy Fallwing. Frenzy Fallwing. Las stați un pic să vedeți ca lumea. Bun, ok. A primit un HP. Dacă mă șel, ăsta era și nărcul înainte. Este o carte balansată, probabil o să o vedem în agro, dacă o să o vedem în agro, deci în Wild va fi sigur jucată. Hai să vedem totuși Saroni Chen Yang, se pare că revine combo-ul de Saroni Chen Yang. Această carte a fost nerfuită pentru că exista acel Shadowbox Shaman care în Wild nu avea counterplay și na. Se pare că revine Saroni Chen Yang și acum putem juca din nou Galakrond. Putem juca din nou Shadow Shaman, o carte foarte iubită în Wild, însă nu știu cât de mult va afecta din nou meta-ul. Sunt foarte multe presupuneri pe care le putem avea în momentul de față, însă nu știm cum va afecta aproape deloc. Bun, hai să vorbim totuși și de toate cărțile. Acum că știm toate cărțile la revert, când vor intra aceste cărți, vor intra după calculele mele, dar se pare că mai și greșesc, vedeți, vor intra în această zi de marți, vor fi pentru 2 săptămâni, însă dacă nu mă înșel, stați un pic, cred că am ratat ceva cărți. Da, se pare că n-am discutat despre toate cărțile pentru că mi-am adus aminte de ele. Avem, când vorbeam de Hunter, vorbim de Arcane Golem, vedem, primind din nou Charge în sfârșit, vedem că și aduc aminte că există Charge. Arcane Golem-ul revine. Ca să mă vedeți cărțile mai bine, stați să mă poziționez un pic mai așa. Bun, vedem Arcane Golem-ul cum numește Charge și din nou give your opponents a mana crystal. Este o carte care acum este balansată pentru că poți să o joci pentru efectul de Charge, pentru că așa se juca în Hunter și în multe alte clase pentru acel Charge. Knife Jungler, vedem din nou cum și aduce un pic, aduce flavor-ul ăla de old, vine nostalgia, vedem din nou. Jungler-ul vine din nou la 3-2, se pare că vor să facă acest revert și pentru a nu face cum se numește, să fie foarte mare confuzia între standard, wild și corset. Pentru că știm sigur că Jungler-ul va fi din nou 3-2 în classic, iar Leopardon, care îl vedem imediat, va fi și el adus la forma inițială, îl vedem cum este un 2-1, Exact, asta consider eu. Aceste reverse-uri sunt oarecum băgate așa doar ca pentru ochii lumii, pentru a nu crea confuzii, mai bine zis. Și ultima carte care primește revert este Undertaker. Și n-a câștigat la WrestleMania Undertaker, își revine și primește +1/+1 pentru fiecare Dead Rattle jucat. Este cartea veche, multă lume când a apărut Naxxramas s-a profitat de această carte, era cea mai OP carte la momentul de față, la acel moment, pentru că putea să câștige early game-ul by default pe Hunter. Cam astea au fost acum, astea au fost toate nerfurile, revert-urile și discuțiile despre balance cards. Ce părere aveți? Eu, sincer, nu vreau să mă mai dau cu părerea. Sunt foarte multe cărți care vor afecta clar meta-ul. Vedem un Hunter care primește cât mai multe utilități pentru aceste 2 săptămâni. Cât de bun va fi Hunter-ul, nu știm și hai să vedem totuși cum va decurge meta-ul. Voi ce părere aveți? Nu uitați să lăsați în comentarii și până data viitoare, tine aici, vă pupă, pa, pa!